autorizat puteri de construcție asupra garajelor proprietarilor acestor garaje, sunt un parc și deasupra țevii de termoficare de 1,6 m. Total suprafața este 225 m. Este o autorizație emisă în baza cererii unui agent economic, iar proprietarii acestor garaje sunt total nemulțumiți. Sigur, este total nemulțumiți. Și articole ale legislației în privința încălcării fondului forestier. Este unica construcție din strada de mine, în care se desfășoară lucrări pe partea dreaptă, adică fondul pe spațiile verzi. Se planifică edificarea a 3 etaje și este vorba de o stație auto. Ulterior, autorizația de construire la insistență locatare a fost retrasă de către primărie și către același domnul Nicu Vlăzavu. Însă, agentul economic a contestat-o la curtea de apel. Și în 3 zile, o excepție pentru justiția moldovenească a obținut câștig de cauză. O încheiere a judecătorului prin care se anulează decizia de anulare a autorizației. Respectiv, autorizația respectivă astăzi este în vigoare. Agentul economic a reînceput lucrările. A început să toarne stâlpi de pilon. Stâlpi de pilon sunt 6 metri în adâncime. Deci, merg lângă rețelele de termoficare și canalizare. Deci este o încălcare abuzivă. Iar primăria care a autorizat la bun început această construcție și a emis și certificatul de urbanism este responsabilă pentru toate lucrurile care se întâmplă acolo. De aceea noi astăzi am decis să venim, să mergem la domnul ministru Grozavu, care a semnat această autorizație, să-i cerem, să-i solicităm ca până la eliberarea unei decizii rămase definitive și irrevocabile a Curții Supreme de Justiție, care noi am apelat-o cu recurs, să sisteze orice construcție a agentului economic, respectiv în zona dată. Recursul va fi examinat în ordine procedurală la Curtea Supremă. Mai exact nu știm, pentru că noi abia l-am înregistrat, pentru că abia am obținut hotărârea Curții de Apel. Ea a fost intenționată, ținute și date în ultimul timp, sperând că noi ne vom încadra în 15 zile în termen de recurs. Însă asta depinde de justiție. Poate dura 2-3 săptămâni, o lună. Ei vor întinde la maxim până la eliberare. Nu, garajele sunt de 30 de ani și acești oameni sunt proprietari acestor garaje. Iar această stație auto este deasupra garajelor, intră în pădure și vine până la șosea. Deci este total ilegal și abuziv, chiar amoral. Dacă o să aveți posibilitatea să vă deplasați la fața locului, să vedeți. În zona respectivă nu este nicio construcție. Nicio construcție. Aceasta este prima construcție care încalcă zona respectivă, spațiile verzi. Rețeaua de termoficare este zidul peretelui, este la 2 metri de această rețea. Este încălcat flagrant normele de exploatare acestor rețele, care spun că până la 5 metri nu este voie nimic să faci lucrurile. Ați fost deja la domnul? Nu, acum în cele ce urmează moment. Sunt jurist angajat a cooperativii proprietarilor de garaje. Protestăm împotriva construcției ilegale duse pe strada de Moa unei spălătorii auto. Vorbesc despre ecologie care va suferi foarte tare. Au secat izvoarele. În pădure nu mai sunt copaci. Unde vor să construiască copaci sunt de acum cu tăieturi. Ce vă pot spune încă? Acolo merg linii de termopom. Și sunt țevile foarte, foarte groase. Miercuri, pe data de noapte, a venit o mașină cu beton unde s-a prăbușit lângă linii de termopom.